La data de 6 iunie 2017, polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Olt, sub coordonarea DICOT Birou Teritorial Olt, au efectuat 5 percheziții domiciliare pe raza municipiului Slatina pentru destructurarea unei grupări infracționale care ar fi comercializat droguri și substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive către diverse persoane de pe raza județului Olt. În fapt, în urma cercetărilor au reieșit faptul că în perioada septembrie 2015 până în prezent, membrii grupării ar fi comercializat 10 kg de droguri și substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive în valoare de 250.000 de lei către diverse persoane de pe raza județului Olt. 45 de persoane au fost conduse la sediul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Olt în vederea audierii și dispunerii de măsuri legale. Totodată, în urma efectuării perchezițiilor domiciliare, au fost ridicate 19 plicuri cu substanțe etnobotanice, 30 grame etnobotanice, 3 plicuri substanță albă, 13 pliculețe cu material vegetal uscat de culoare verde-oliv, un gântar electronic, 8 telefoane mobile, un pistol cu bile calibru 4,5 mm și sumele de 163.800 de lei, 100 dolari și 6.350 euro. Activitățile s-au desfășurat cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Slatina și a luptătorilor Serviciului de Acțiuni Speciale Olt.